Am revenit cu partea a doua a emisiunii Manifest. Vă reamintesc că alături de mine în studio sunt doi consilieri locali liberali, Daniela Unțaivașcu și Vasile Bodnar. Vorbeam despre proiectele care ar fi trebuit implementate și totuși nu au fost implementate în acești 4 ani în Sighetul Marmației și despre atragerea banilor. Dacă au existat idei, de ce nu s-au dus la bun sfârșit aceste proiecte? Acest lucru eu cred că trebuie să-l întrebați pe edilul localității. Pentru că atunci când s-au câștigat alegerile în 2016 de către primarul și echipa cu care a câștigat alegerile, au venit în fața cetățenilor cu un proiect. Și mă gândesc că atunci când au venit cu acel proiect pentru Sighet, cu ceea ce a prezentat sighetenilor, a avut, sau cel puțin așa trebuie să facă o administrație serioasă, să aibă la bază și sursele de finanțare pe care se bazează acele proiecte. Pentru că altfel ajungem la niște discuții de gen domnului Liviu Marian Pop, care ne propunea nouă maramureșenilor tunelul pe sub Butin, care nu s-a realizat niciodată. Adică dacă ești un edil serios și chiar vii în fața electoratului cu niște proiecte sustenabile, trebuie să te asiguri că ceea ce ai promis electoratului care a investit masiv încredere în tine, acordându-ți votul, este și realizabil. Adică nu poți să promiți lucruri pe care nu le poți face. Noi niciodată, liberalii, nu am promis lucruri care nu au putut fi făcute. Chiar dacă, probabil, unele din măsurile pe care le ia, pot să zic, și în prezent guvernul, poate că nu sunt în totalitate pe placul cetățenilor. Însă, cel mai important lucru este să nu fii populist și să nu înșeli încrederea cetățeanului, pentru că mai devreme sau mai târziu această investiție pe care tu faci în încrederea cetățeanului și îl dezamăgești, oricum se întoarce împotriva ta. Deci problema a fost că programul cu care s-au câștigat alegerile, cel puțin la nivelul 2016, nu a fost urmat. Credeți că noi, ca și locuitori ai Sighetului, ca și consilieri, nu ne-am fi bucurat să vedem că se continuă proiectele lăsate vis-a-vis de asfaltarea multor străzi din municipiul Sighet, acele proiecte cu 40 de kilometri de drum? Probabil drumurile sunt cele mai așteptate de cetățeni. Adică cu siguranță am fi salutat ideea aducerii unor fonduri la nivelul municipiului în așa fel încât să se clarifice situația multor drumuri de la nivelul municipiului. Sau ne-am fi opus noi dacă se veneau cu niște proiecte serioase pentru tineri, pentru locuri de joacă, locuri de parcare, reamenajare a unor spații verzi în municipiul nostru? Cu siguranță nu, pentru că ne-am fi bucurat și noi să fim parte a unei decizii, până la urma urmei, importantă pentru creșterea calității vieții cetățenilor din municipiul Sighet. Deci, marea problemă este cea legată de faptul că aceste proiecte care au fost propuse pentru Sighet nu au avut la bază un proiect serios privitor la finanțarea lor. Eu cred că dacă edilul unui oraș se prezintă în fața unor factori decidenți din punct de vedere financiar, și mă refer aici la fonduri guvernamentale, cu niște proiecte serioase, în care vine și prezintă exact ceea ce dorește pentru comunitatea sa, bineînțeles fundamentat din punct de vedere tehnic și financiar, eu nu cred că nu există posibilitatea ca acele proiecte să fie finanțate. Și avem suficiente exemple în Maramureș, inclusiv de comunități mai mici, chiar comune, care pe acești 4 ani de mandat în 2016-2020 au reușit să reabiliteze și așa zisele cămine culturale care există la nivelul mediului rural, au reușit să rezolve infrastructură de multe ori până în zonele cu vegetație forestieră. De ce oare? Pentru că acei primari nu au stat în primărie. Acei primari s-au înconjurat de oameni care au știut să facă proiecte, au fundamentat acele proiecte și au accesat ceea ce aveau la dispoziție, fonduri guvernamentale sau fonduri europene. Nimeni nu o să vină la noi în Sighetul Marmației să ne întrebe ce nevoie aveți, cu ce să vă ajutăm. Noi trebuie să mergem înspre acele segmente unde există posibilități de finanțare și noi să insistăm și să convingem că acele proiecte sunt proiecte benefice pentru comunitatea respectivă, nu pentru un primar de o anumită culoare politică. Pentru că un primar trebuie să fie primarul tuturor.
Absolut. Nu a unui partid politic. Primarul trebuie să fie al cetățenilor și primarul trebuie să facă administrație, din punctul meu de vedere. Și primarul trebuie să aibă un program serios, un program sustenabil, un program pe care, dacă este un bun administrator, un bun gospodar și, nu în ultimul rând, un om politic, trebuie să îl facă în așa fel încât să fie convingător și, cel mai important lucru, să fie pus în practică. Pentru că, la fel ca în business, la fel ca în viața de zi cu zi, dacă nu ești un om de cuvânt, nu mai ești un om credibil. Și pe termen lung, acest lucru te costă ca și persoană. Nu este nici moral, nici corect să păcălești oarecum electoratul pentru a obține anumite funcții pe care după aceea să nu poți să le onorezi la... având în vedere greutatea, până la urma urmei, a funcției pe care o poți ocupa la un moment dat. Funcția de primar, de fapt, este o funcție care este și morală, și politică, și în același timp și pragmatică. Deci primarul, mai spus, primarul nu este când ai terminat alegerile și ai ajuns ca primar, tu ești primarul tuturor. Nu este la de stânga, la de dreapta, la de mijloc sau de sus sau de jos. Tu trebuie să faci bine tuturor, pentru că aceasta este misiunea ta. Și asta e calitatea ta de om. Pentru că calitatea ta de om este să dai valoare celuia de lângă tine, să-l ajuți și să-l ridici. Este o zicală, lângă omul bun și iarba crește mai mare. Asta e logica. Problema care este? Primarul, el avea câteva căi de atac. Unul este Consiliul Județean, mai ales că aici avem Consiliul Județean al primăriei, este partea de guvern, pe care de asemenea poți să o accesezi oricând, așa, este partea de fonduri europene și după aia este interrelațiile pe care le ai în exterior. Eu vă dau câteva exemple care sunt deosebite de frumoase. Când eram director la DSP, director general la DSP, am 18 milioane de euro pentru reabilitarea spitalului din Baia Mare, care arată așa datorită banilor obținuți de noi atunci. Lobby, relații, prezentări, proiecte. Proiectul care vine este convingător și vă dau un exemplu, că era doamna ministru la noi în ședință la Spitalul Județean și spunea, uitați, avem domnii consilieri care spun că această investiție nu este prea binevenită, că s-aruncă banii în apă. Și am zis, doamna ministru, vreau să vă fac cunoscut următorul lucru, că în Franța, în momentul în care s-a inventat celiochirurgia, în secunda respectivă, casa de asigurări a investit în cumpărarea de aceste aparate și s-a redus ziua de spitalizare de la 7,5 la 1,5 zi de spitalizare, ceea ce înseamnă reducere de suferință, diagnostic precoce, atitudine rapidă medicală, trecerea omului din faza de bolnav în faza de om viu care poate să lucreze, care poate să recupereze bani cum nicio bancă de pe pământul acesta. Și a spus, da, de acord, ai dreptate, domnule consilier, ne scuzați, dar are dreptate doctorul Bodnar. Deci trebuie să te lupți, să te zbați. La spitalul din Sighet, urgența, internele, contagioasele, neurologia, bani aduși, psihiatria, bani aduși prin relații, prin lobby făcut la guvern. Bani aduși ca să poată să miște ceva. Dar ai proiectul, este sustenabil, este argumentat și făcându-ți prezența ta vie la minister, oamenii știu despre ce este vorba. Proiecte europene. Am început deja atunci proiecte internaționale între România, Ungaria, Ucraina și mai departe. Și lucruri care sunt vii și astăzi, deci se pot obține. Avem pe Bolojan, avem pe Emil Boc, care a făcut niște proiecte europene extraordinare prin care a adus Cluj la un nivel deosebit. Deci există posibilități deosebite. O altă formă pe care eu am practicat-o și a dat rezultate deosebite, prin relațiile noastre în străinătate. Am stabilit înfrățiri cu spitalul din Brie, înfrățiri cu alte spitale, prin care noi am avut o perioadă de ani de zile de colaborare, primul aparat de celiochirurgie pe linie ginecologică din România a fost dus la Sighetul Marmației. Ne-a fost primii care am operat laparoscopic, deci au fost două aparate înainte. Spitalul de urgență avea pe chirurgie biliară, chirurgie digestivă. Spitalul din Cluj, profesorul Duca, avea chirurgie biliară și era un performant. Avea o statistică extraordinară ce n-avea nimeni din Europa, pentru că aia din Europa aveau mai multe aparate. În România era doar el singur care opera veziculă biliară pe această direcție. Iar eu cu doctorul Alexandrescu, cu doctorul Dunca, cu colegii noștri din Fenechiu, cei care eram în maternitatea respectivă, am fost primii care am operat laparoscopic pe linie ginecologică din România.
aparat adus de noi, prin lobby făcut acolo la spital, prin relațiile stabilite cu prietenii și colegii noștri de acolo, știind că noi n-avem ce ne dorim și ce eram competenți, că noi acolo am mers, am făcut cursuri, am stat, am învățat, am cheltuit și am venit acasă cu idei fundamentate, argumentate și puse în practică. Am venit aici, cu ei am început primele operații și după aia ne-am dat drumul noi. Deci, factorul uman, creierul, cel care conduce această comunitate, trebuie să aibă să fie vizionar. El trebuie să vadă în viitor pasul următor ce se întâmplă. Ce trebuie pentru sănătate, ce trebuie pentru învățământ, ce trebuie pentru bătrâni, ce trebuie pentru copii, pentru tineri. Trebuie să vezi înainte, peste 10 ani, peste 20 de ani, cum va fi, ce le pot asigura la oamenii aceștia ca să facă pași în istorie și copiii mei și oamenii mei și bolnavii mei să nu se considere niște. Pentru că tu ești tatăl lor. Te-a ales societatea să răspunzi de ei și să-i duci mai departe prin negurile venii. Trebuie să te duci cu ei în spinare și lângă ei să fii oriunde. E un lucru foarte frumos în același timp, pentru că ăsta îți dă șansa să arăți iubirea ta, înțelepciunea ta, frumusețea ta, munca ta, calitățile tale. E o treabă extraordinară, dar trebuie pus în mișcare. Și de asta sper că se vor găsi în viitor soluții. Cred că s-a terminat cu amețeala asta și cu minciunile astea din nivel jenant, subliminal. Cred că vine vremea să gândească și societatea românească să-și aleagă oameni corecți. Eu știu că erau pe vremuri, păi, ăsta a furat înainte pentru el, îl alegem că ăsta va ști să fure în continuare. Dom'le, s-a terminat cu prostia. Uite, ăla care a furat pentru el, tot pentru el fură. Și nu pentru tine, pentru societate, să-ți ofere ceva deosebit. Trebuie să ne gândim, ăsta e om, are în spatele lui performanțe, are ceva care a clădit în viața asta pentru societate. Că în general este un alt dicton superb care spune valoarea omului constă în a vedea ce, în rezultatele lui care sunt pentru societate, nu pentru el. Că sunt foarte mulți, doctorul Chirie la București, ăsta stă într-un apartament plin de cărți. A lucrat și a cercetat o viață întreagă pentru oameni. Ei, ăsta este om care într-adevăr poți să-l pui în icoană. Păi omul ăsta a făcut niște treburi deosebite. Adică a luptat pentru viața oamenilor în specialitatea lui. În toate specialitățile se poate face bine cât vrei. Numai să vrei, să fii util și să-ți placă. Dacă nu-ți place, dacă nu ești moral, poți fi dus și poți fi înșelat cu orice. Instinctele îți pot juca feste. Pentru că toți suntem oameni și avem instinctele noastre. Dumnezeu ne-a dat un creier și o moralitate. Ca toate aceste instincte care sunt pentru tine, care funcționează pentru tine, să fie atenuate și tu să-ți folosești calitățile tale pentru societate. Prin asta se vede, prin oamenii născuți la maternitate, o maternitate excepțională, acolo am lucrat cu toții și noi am pus bani, colegii și am lucrat și am scos o maternitate. Copiii care se nasc acolo, condițiile în care stau mamele, condițiile în care se operează, la chirurgie, la ortopedie, la borele, peste tot la oftalmologie, condițiile în care se tratează oamenii. Așa e și restul societății. Restul societății, condițiile în care o să crească copiii noștri. Cum o să arate școala aia? O să aibă cele necesare să fie comparabilă școala noastră din Sighetul Marmației cu cea dintr-un oraș echivalent din Franța sau din Germania? Sau chiar din România. De ce nu? Păi noi suntem în Sighet. Nu, asta e un paravan. Înțeleg că sunteți nemulțumiți de cum arată Sighetul și că vă doriți o schimbare. Se apropie alegerile electorale, alegerile locale. În 27 septembrie vom avea alegerile locale. Cum vă pregătiți pentru aceste alegeri? Aveți oameni capabili să facă această schimbare pe care vă doriți? Eu spun că Partidul Național Liberal, filiala Sighetul Marmației, organizația Sighetul Marmației, va veni în fața sighetenilor cu o echipă extrem de serioasă și credibilă. Am încercat în această perioadă din 2016 și până în prezent să convingem cetățeni și locuitori și oameni de o bună factură profesională și oameni care au realizat ceva în viața lor, exact cum spunea domnul doctor Bodnar, să ni se alăture în cadrul echipei Partidului Național Liberal, tocmai pentru a urmări un singur țel. Nici de cum un bine sau un avantaj personal, ci binele comunității în care locuiesc. De aceea, eu cred că echipa cu care vom veni în fața sighetenilor
va fi, și eu spun că este, o echipă extrem de credibilă, formată din oameni buni profesioniști, oameni care au realizat prin forțe proprii și s-au realizat prin forțe proprii la nivelul municipiului nostru, recunoscuți ca buni profesioniști, oameni cu calități morale, cu calități profesionale, de asemenea din diverse domenii, pentru că noi vom avea pe lista Consiliului Local și reprezentanți din sistemul medical, vom avea medici, vom avea nu doar medici generaliști, ci și stomatologi, vom avea profesori, vom avea psihologi, vom avea avocați, deci vom avea oameni care fiecare spun ceva și doresc să miște lucrurile în domeniile în care activează. Și în general mi-am dorit să fie o medie oarecum tânăra echipei, o medie în care, prin care dorim, persoane prin care dorim să îmbinăm și experiența acumulată de-a lungul timpului, dar oarecum și elanul tinereții, în așa fel încât acest mix, această echipă să fie o echipă extrem de funcțională și în special am pus foarte mult accentul pe pregătirea profesională a oamenilor, pe moralitatea lor și am fost extrem de atentă să fie oameni care și-au câștigat un prestigiu la nivelul municipiului Sighet prin munca lor, prin pregătirea profesională și printr-o muncă cinstită pe care o prestează fiecare în domeniul său. Este extrem de important să fie o echipă provenind din diverse medii socioprofesionale, în așa fel încât să putem valoriza experiența acumulată de acești oameni în domeniile în care ei activează. Pot să vă spun că în momentul de față suntem în faza în care întocmim oarecum dosarele de candidați pentru Consiliul Local. Deci nu a fost finalizată lista? Nu, noi avem în Partidul Național Liberal niște termene interne. Până în data de 31 iulie va trebui să finalizăm această listă cu cei care vor dori să fie și vor reprezenta PNL Sighet în aceste alegeri de pe poziția de consilier local. Vă spun, sunt extrem de mulțumită de modul în care arată echipa și am privit și încerc să privesc împreună cu colegii mei această echipă din perspectiva cetățeanului. Adică am încercat să ne gândim ce își doresc de fapt cetățenii municipiului de la un ales local. Aș completa un pic, pentru că s-a legat de vârste. Și eu sunt tânăr, dar sunt tânăr pensionar. Da. Așa că... Am spus experiența cu tinerețea. Vârsta nu este o calitate. Problema este oameni de calitate. Pentru că aceștia văd toate dimensiunile societății. Sigur că trebuie să fie de toți. Trebuie să fie și tineri, și maturi, și vârstici, oameni care gândesc și care acționează și care sunt vii. Există și oameni tineri care sunt încremeniți și îngrămădiți. Și există oameni care sunt în vârstă și care au viteză, funcțiune și neuronală și o experiență fizică bogată. Și au o experiență pe care se pot baza și, într-adevăr, văd dimensiunile acțiunilor și logicile lor. Pentru că aici trebuie să găsești și logica, și direcția, și argumentele prin care poți să faci ceva. Deci, sigur, e o echipă pe care este... Până în prezent, eu zic că e foarte bine gândită, se mai bricolează la ea, dar oricum toate elementele calității umane sunt prinse în definirea celor care vor intra în această echipă. Tocmai asta spuneam, că va îmbina experiența cu experiența celor de pe listă, fie profesională, fie acumulată, fie de viață, că și acesta este un lucru important, să ai și o experiență de viață, nu doar o experiență profesională. Această listă va îmbina experiența cu oarecum tinerețea și a oamenilor, pentru că să știți că vor fi oameni pe lista Partidului Național Liberal
care nu mai au, nu au, nu au ocupat funcții la nivelul administrațiilor publice locale. Deci sunt oameni care sunt oarecum la prima înfruntare oarecum cu această bătălie electorală din punct de vedere a poziției de ales local, consilier local. Este o problemă, nu este nicio problemă, este evident, problemă. Da. Pentru că au determinarea necesară și au confirmat mult în profesiile din care provin. Deci au dimensiuni care sunt clare, vizibile, oameni care au performat și care în momentul în care intre pe linie politică, tehnicile de discuție, de negociere, de legalitate, se învață rapid pentru că ei deja lucrează pe un fond de legalitate cu firmele și cu și câtă vreme pe care ai, ești o persoană care confirm din punct de vedere profesional, din punct de vedere moral, ai niște realizări în spatele tău, ai dovedit o consecvență în ceea ce ai construit până în prezent, eu cred că de asemenea persoane avem nevoie și la nivelul Consiliului Local. Pentru că un om, dacă poate să-și gospodărească bine familia sa, profesia, afacerea sa, cu siguranță va reuși și de pe o poziție de consilier local să administreze tot în folosul nostru al tuturor și nevoile pe care le au cetățenii municipiului Siget. De aceea ne-am orientat să fie oameni extrem de credibili, oameni bine pregătiți profesional și oameni care, repet, au realizat prin munca lor ceva în profesiile în care ei activează. Acum am spus, la noi încă termenul nu este finalizat, suntem în această procedură de selecție a dosarelor. Îmi place că există între candidații noștri intern o competiție, doresc o competiție oarecum deschisă pozitivă, și o competiție pozitivă, da, o competiție pozitivă și eu cred că maturitatea, înțelepciunea va fi criteriul care va determina oarecum și o competiție onestă, evident, bazată pe munca pe care au depus-o în interiorul Partidului Național Liberal, pentru că am dat două bătălii electorale importante, neuroparlamentare, în prezidențiale, sigur că sunt niște criterii în baza cărora această listă va fi întocmită, plus, evident, susținerea pe care fiecare dintre doritorii de pe lista Consiliului Local o au în interiorul organizației. Deci punerea pe listă nu se face în funcție de neamuri, ci se face în funcție de criterii. Aceasta e un lucru foarte important, pentru că foarte mulți și până în prezent au acționat în această manieră. Deci când a fost ales, a uitat toată echipa care a fost cu el în campanie electorală și a optat pentru el și a pus neamul ăla acolo, neamul ăla acolo, neamul ăla. Deci nu e o listă bazată pe rude și neamuri și verișori, așa și unchi, ci este o listă bazată pe criterii și performanțe, lucru care într-adevăr, sper să fie pozitiv și să avem o... Și să fie convingător din punct de vedere o activitate al electoratului. Profundă, că asta e toată problema. Deci echipa în totalitate să reprezinte doleanțele, de fapt, și performanțele acestui neam. Pentru că aici chiar ne confruntăm cu lucruri foarte complexe. Sigur, din păcate, emisiunea complex de astăzi a ajuns la final, însă poate la următoarea emisiune ne prezentați și această listă, să vadă și sighetenii pe cine propuneți pentru Consiliul Local. Cu siguranță sighetenii vor afla în cel mai scurt timp care este oferta electorală pe care organizația PNL Sighetul Marmației o face Sighetul. Vă mulțumesc pentru prezența în emisiune. Cu drag. Doamnelor și domnilor, emisiunea de astăzi a ajuns la final. Eu sunt Ana Berș și vă mulțumesc pentru atenția acordată. La revedere!